Nașterea Maicii Domnului sau Sfânta Maria Mică este sărbătorită în fiecare an pe data de 8 septembrie de către toți credincioșii. Potrivit bisericii, Fecioara Maria s-a născut într-o familie de creștini, Ioachim și Ana. Aceștia, deși înaintați în vârstă, s-au rugat cu tărie pentru a avea un prunc. Tradiția spune că îngerul Gavril i-a vestit că ruga lor a fost ascultată și că Dumnezeu le va da cel mai de preț dar, un prunc, ales al Domnului, pe care au botezat-o Maria. Lăcașul din Slatina, care are hramul Nașterea Maicii Domnului, a fost astăzi locul în care zeci de credincioși au venit pentru a se ruga, a se împărtăși, dar și pentru a prinde o lumânare. Am venit special să-l împărtășesc pe cel mic. Sărbătoriți în familie astăzi? Pe sora mea. La mulți. Maria și mai avem și nepoate și mulțumim. Doamna Maria, la mulți ani. Le mulțumesc. Ați venit la biserică să vă rugați? Da. Cu ce gânduri? Cu gânduri bune. Păi da. Ce veți face astăzi? În familie? În familie, da. Sărbătorim astăzi pe această sărbătoare în familie. Să ne rugăm pentru sănătate, pentru binele familiei, pentru copii, pentru tot, pentru toată lumea. Toți trebuie să avem credință în Dumnezeu și să fim sănătoși. Să ne rugăm să ne dea sănătate. Am venit să mă rog. Pentru mine, pentru familie, pentru toată lumea, pentru părintele, pentru sănătate, să fie pace în lume. De ce este importantă această sărbătoare? Pentru că e nașterea Maicii Domnului și Maica Domnului e croitoarea noastră, mai ales a Oltului, a României. Astăzi ce veți face? Sărbătoriți în familie? E mama mea, dar e la țară și nu mă duc. O să sărbătorim așa. Azi e post. De Sfânta Maria Mică, aproximativ 2,2 milioane de români își serbează onomastica. Dintre aceștia, aproximativ 1,8 milioane sunt femei ce poartă numele de Maria. Conform credinței populare, după această sărbătoare, oamenii încep să culeagă recolta, iar femeile care își doresc să aibă copii se roagă la Fecioara Maria pentru dezlegarea pântecelor.